deranjează. Dar cum e de durată meseria asta? Da, și până pe la 30 pilotul, ceva de ani am pățit. I-a zis și după aia știi că ai Jetul, ce bune sunt bucoșile astea. S-au zis e foarte obositor. Dacă ai citit câteva dintre astea poveștele scurtezelor, e foarte obositor. Lasă ce e greu când a fost la mea. Dacă nu intram aici, sigur, ziceam la soare. Asta era al doilea, a doua variantă. Una din astea două. Am rezervor ceva. Dar nu știu cine a mai intrat, cine m-a acum intrat. Păi știi dacă unul merge pe față și cine nu vrea? Rezervoare. Mai multe, nu sunt trei. Rezervoare, nu cred că se e nimeni în spațiu. Nu, în tren nu. Pe în tren cade în, pe șine, în iarbă, în pământ, în ceva. Ce? Și se usucă. Pe, da, da, în avion poate să cade la cineva pe față. Nu, cu siguranță are rezervor ceva. Când ești la toaletă în avion? Când faci o treabă mare sau o treabă mică, unde se duce? Are rezervor ceva. Unde se duce? Are, când doar îi dă drumul de avion. Da, îi dă drumul din avion, se duce poate pe față ceva. Serios, la înălțimea aia, adică cum respir, nu cred așa ceva. Eu nu cred. Când faci nevoile în avion, unde se dune voile? Au rezervor, cred că ceva. Exact. Nu se poate să respiri tu. Păi da, și mă scade filoș pe față. Și că am noroc. Nu cred, n-are cum. Doamne ferește. Și de la viteză aia îți face cap. Asta regret, a fost cu avionul duși întors și n-a fost la toaletă. Păi și-i sparge capul, totul n-aie. Păi da, tare greu că n-am fost la toaletă să văd unde se duce. Dar ce crezi că e gaură în avion? Da. Ce crezi că e veciul de la calanțară? Dar să zică, da, tu știi că t-ai fost la avionul. Dar cum e? Una e trenul, una e avionul. Păi da, stați mă, pe sub tren nu există oameni, sub tren. Sub tren nu există oameni. Când ce? Trenul merge pe câmpul, băi, hai. Ce? Ba da. La tren, da, nu, da, 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 la tren, tren da. La tren se duce, tren. Nu. Ba da, la tren da. Ba da, că n-ai văzut când te duce în tren? Unde zice, mă? Te duci la toaletă? La tren am fost eu cu tren. O, și te uiți jos și vezi cum te duci alea. Eu n-am văzut așa ceva. Ba da, la tren. Poate la Intercity ăstea, nu știu dacă e așa. Hai mă, că am mers cu Intercity și era același ăla de Interregio. Săptămâna asta am mers cu Interregio, săptămâna am mers cu acela, dar se numea Intercity. Pe cuvântul meu, am mers Severin Timișoara. Pe apă! Și era același tren, dar numai că se numea Intercity și apoi era Dumnezeu. Era iahtul ăla de mare, ca vaporul ăla, că toată lumea ar face. Dar la avion, sigur are un rezervor ceva. Deci au rezervor ceva, știu. Dar n-am fost și de asta, regret că n-am fost. Doamne, ce întrebări existențiale! Doamne, avion, avion, dacă ai schis. Mihaela, mă auzi? Mă auzi, da? Bine, te pup, spor la treabă. Că te încep cu florile să-l...